Doamna președintă, stimați colegi, poate să-și imagineze cineva că cea mai mare exploatație agricolă din Europa, ce a adunat în decursul a 20 de ani 50.000 de hectare în ferme moderne, la un loc, Comcereal Vaslui, poate fi distrusă în 2 ani de zile? Poate să-și imagineze cineva că cea mai mare exploatație agricolă din Europa, Comcereal Vaslui, care a angajat 6.000 de specialiști în agricultură, poate fi distrusă în 2 ani de zile? Își poate imagina cineva că cea mai mare exploatație agricolă din Europa, care a strâns pământul de la 28.000 de țărani bătrâni sau care nu puteau să-și muncească pământul și a obținut producții record, poate fi distrusă în 2 ani de zile? Ei bine, aflați că totul este posibil. Și cum s-a putut întâmpla acest lucru? Prin complicitatea câtorva oameni din fruntea țării, din România, cu complicitatea câtorva frați de-ai noștri de peste Prut, întrucât în județul Vaslui situația este tensionată și la cele 6 birouri parlamentare pe care le-am deschis în Bârlad, Vaslui, Huș, Negrești, Murgeni, vin mereu țăranii care nu și-au mai primit arenda de 3 ani de zile să reclame acest fapt. Și pentru că în sală sunt puțini oameni și vreau ca ceea ce prezint eu aici să aibă impact, voi întocmi un material sintetic și pe care îl voi prezenta săptămâna aceasta domnului Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, pe care îl știu preocupat de soarta agricolă a țării, în care să relatez toate aceste nenorociri pentru a se găsi o soluție. Este culpabilizat românul, cum că n-ar fi cel mai harnic om de pe pământ. Eu vreau să vă spun că am 1000 de argumente prin care să demonstrez că românul, cel puțin românul din zona rurală, este foarte, foarte harnic. Însă ce au descoperit o serie de semeni de ai noștri și nu de puțină vreme, de mai multă vreme, că se poate trăi și fără muncă. Nu vorbesc de acele clanuri de cerșetori care la a cincea, la a șaptea generație împart capitala și marile orașe pentru supremație și care strâng averi frumușele. Mă refer la statisticile alarmante, care oricum nu sunt exacte, ce demonstrează că 280.000 de semeni de ai noștri nu vor efectiv să se ducă la muncă. Bursa locurilor de muncă este acum generoasă. Nu mai operează sintagma că nu este de muncă în România. Dacă pot lucra aici turci, vietnamezi, chinezi, în construcții, în comerț, nu înțeleg cum de foarte mulți semeni de-ai noștri au ales să paraziteze. Atunci când sunt întrebați de ce nu se încadrează, pot veni cu argumente de ordin medical. Majoritatea au gâlci, amețesc, au diabet, ia cu frisoane de câte ori trebuie să trezească să plece la muncă. De aceea adresez un îndemn primarilor să meargă cu cei care vor să muncească la bursa locurilor de muncă pe care o generează oficiile județene pentru plasarea forței de muncă, iar cei care nu vor să muncească să-și reamintească pe propria piele că în țara aceasta așa se gândea, nici muncă fără pâine, nici pâine fără muncă. Corneliu Bichineț, PMP Vaslui. Să nu înțeleagă nimeni că eu aș fi contra ajutorului social. Cei care nu pot, care sunt bolnavi efectiv, care au anumite infirmități date de la Dumnezeu, trebuie ajutați. Vă mulțumesc frumos, domnul deputat. Și eu vă mulțumesc frumos, doamnă.